Dragii mei, să știți că suntem la Vața de Jos. E așa, între noapte și lumină. Dar să știți că nu e de dimineață, e cu seară. Dar eu vă spun bună dimineața, pentru că materialul care urmează e despre sărbătoarea Taragotului aici la Vața de Jos. Nu o să fie cu scenă, o să fie mai puțin cu cântec, o să fie cu vorbe frumoase despre oameni frumoși, despre folclor autentic românesc. Rămâneți alături de noi, pentru că noi vom intra înăuntru și vom aduce în această dimineață, în casele dumneavoastră, din spatele scenei, întâmplări, oameni și vorbe, vorbe frumoase, oameni minunați din culisele sărbătorii de aici, de la Vața. Adi, dragă, ai coborât deja de pe scenă, am văzut frumosul program pe care l-ai adus astăzi aici, la Vața, la Festivalul Taragotului. Astăzi am aflat aici, la Vața, că e unicul festival dedicat din țară, dedicat acestui instrument, care de curând am aflat și eu de la domnul profesor Ionel Coza că e destul de greu de cântat la el. De manevrat, da. Este, cred că, unicul, da, festival al Taragotului din România. Știu că acum de curând, de anul trecut, cred, sau acum 2 ani, s-a făcut și la Cluj festivalul Dumitru Fărcaș. Dar specific al Taragotului, aici la noi este la Vața, festivalul Taragotului. Mă bucur tare mult că am luat și eu parte la acest festival și țin să-i mulțumesc domnului manager Ciprian Roman pentru că tot timpul are grijă să mă invite și pe mine aici. Și mă bucur că rămâne și de la an la an e tot mai bogat și tot mai frumos și mai amplu acest festival și să sperăm că și peste ani va fi, dacă nu cât este acum de mare, să fie și mai mare și să iei o amploare cât mai mare, pentru că sunt foarte, din punctul meu de vedere, tot mai puțini taragotiști în România și asta ne reprezintă, nu? Folclorul, și prin acest instrument putem să ducem ce știm noi mai bine, folcloriștii și taragotiștii, mai departe, să arătăm și copiilor și generațiilor viitoare să le dedicăm prin munca noastră, prin acest instrument, ceea ce putem să facem noi. Adi, noi știm deja că tu iubești acest instrument, pentru că noi ne-am mai întâlnit la Dale Dimineții. Telespectatorii știu deja și din alte emisiuni că eu iubesc ceea ce voi faceți și că încerc cât pot să aducem acolo, acasă, în sufletele oamenilor și munca din spatele acestor frumoase festivaluri. Nu o să putem niciodată să aducem probabil truda voastră, pentru că sunt ore de studiu și ani de studiu. Astăzi aici la Vața, mie mi se pare că e o încărcătură emoțională poate mai grea, pentru că astăzi te-am văzut acolo pe scenă alături de taraful condus de domnul profesor Ionel Coza. Ți-am simțit emoția și nu doar pentru că ai urcat alături de ei. Am simțit emoția ta pentru că de fiecare dată când venim la Vața știm că aici e acasă la Pera Bulls. Nenea Pera, da. Și îl salut pe această cale și eu aștept să ne vedem. Nu ne-am întâlnit. Da, este emoționant, emoționant, cum vrem să-i spunem. Și mă bucur că aici, la Nea Pera, se ține acest festival, pentru că ne mândrim cu el. E al nostru, tezaur uman viu, și este al nostru. Și ne mândrim cu asta și îi dorim să fie cât mai mult cu noi, să fie sănătos și să ne bucurăm împreună de tot ce este frumos, ce se face în județul Hunedoara.
Un alt interpret de folclor autentic românesc, cu ajutorul Rosii, știu că e din Țara Moților, dar cine e și de ce e astăzi la Vața, lăsăm pe domnia sa să ne spună. Eu sunt Ioana Pop, de la Dale din Imineții, de la Hunedoara 1 TV. Dumneavoastră, cine sunteți și ce faceți astăzi la Vața? Eu sunt Nicolae Jurj, Briciu, cum mă știe lumea. Și astăzi la Vața sunt împreună cu mulți alți colegi de muzică, taragotiști, la Festivalul Taragotului. Ce înseamnă Festivalul Taragotului pentru un iubitor de astfel de instrument? Pentru mine, în primul rând, nu numai interpretarea, dar faptul că ne întâlnim cu colegi de același gen de muzică, de același gen de instrument, e o bucurie enormă. Și îmi pare rău că odată cu trecerea timpului suntem tot mai puțini care ne adunăm. No, dar am vrea să fie mai mulți din ăștia tineri care să ne preie, să ducă mai departe meseria de taragotiști. Poate că n-am reușit noi de-a lungul anilor și nici noi, nici dumneavoastră să transmitem cu atâta pasiune și cu suficientă pasiune față de folclorul autentic românesc. Nu doar taragotul dispare, din păcate. Dar dacă ne unim forțele, eu cred că putem să facem un bine acestui neam, așa, să rămânem uniți. Uite, de exemplu, domnul Ciprian Roman, managerul Centrului de Cultură și Artă, bineînțeles, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și a primăriei din Vața, prin domnul primar Liviu Ioan Lință și a Consiliului Local de aici din Vața, că e nevoie de oameni. Uite că reușim totuși să ne întâlnim și să facem lucruri frumoase. Acum, de ce iubiți dumneavoastră folclorul autentic românesc în vremuri din astea când banii se fac din cu totul altfel de muzică? Cred că asta e simțământul cu care am plecat în viață, în viața muzicală, și nu mă pot despărți de el. Promiteți? Promit, cât mă ține Dumnezeu al dăită. Îi iubesc pe acești oameni, vă mulțumesc mult de tot. Și eu vă mulțumesc și vă urez succes în ceea ce faceți. Mulțumim, promitem să rămânem aproape de acești oameni care fac, dragii mei, lucruri minunate și ne aduc aminte de fiecare dată că suntem români și că tradițiile noastre nu mor niciodată. Doamne ajută! Și ne reîntâlnim la Vața, ne-am întâlnit și anul trecut. Dragii mei, noi am tot povestit prin emisiuni că anul trecut la Vața am aflat că există Banatul de Munte. De la cine credeți că am aflat? De la Gigi Tăbăcaru, care acum e aproape de mine, foarte aproape de mine, tocmai a coborât de pe scenă. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Am putea să spunem bună dimineața, pentru că materialul pe care noi îl filmăm acum va fi difuzat luni dimineața la emisiunea de matinal de Ale Dimineții. Și să știți că sunteți destul de prezent acolo, pentru că noi vă pomenim des, că faceți lucruri faine. Să rămână, mă onorează și mă bucură că place ceea ce fac. Am auzit anul trecut de la dumneavoastră că taragotul, eu așa aflu de la invitații mei sau cei cu care interacționez la festivale, nu e din Ardeal. Pe urmă m-a întrebat și alți maestri și mi-au spus că e așa. Și anul trecut cred că am pus această întrebare. Vreau să văd dacă e același răspuns. De ce iubiți taragotul? Să răspund la prima întrebare. Dacă nu-i așa, știu și eu că provine din Ungaria. Acum nu mai știu exact istoria, că la istorie nu-s foarte tare. De ce am iubit taragotul? Pentru că n-ai cum să nu te îndrăgostești de sunetul lui. E un instrument, ca să zic așa, cu niște armonice care nu se prea regăsesc la alte instrumente de suflat, așa că n-aveam cum să nu-l iubesc. Ce înseamnă Festivalul Taragotului de la Vața de Jos pentru un instrumentist ca dumneavoastră? E un prilej, în primul rând, de a mă vedea cu prietenii, o manifestare foarte lăudabilă din toate punctele de vedere, pentru că în peisajul ăsta în care toate valorile se cam renunță la tot ce e valoros, aici se păstrează muzica populară, se păstrează instrumentele autentice, sunt pus în valoare. Ceea ce e mare lucru în peisajul, că mă repet, în peisajul zilei de azi. Ce își dorește Gigi Tăbăcaru pentru noi români?
Deci îmi doresc eu un pic utopic în sensul în care nu cred că mai e posibil întoarcerea cu adevărat la valorile care ne-au definit ca și folclor și deci așa cum totul se pare că se duce în derizoriu și folclorul este una dintre elementele care din păcate suferă schimbări și nu în sensul bun al cuvântului. Dar avem speranțe. Speranța moare ultima întotdeauna, dar în același timp trebuie să fim și conștienți cu picioarele pe pământ. E o vorbă care spune că e bine să visezi atâta vreme cât ești cu picioarele pe pământ. O altă vorbă de duh pe care o să o păstrăm, dragii mei, și o să o mai auzim la dale dimineții. Eu vă felicit că ați rezistat încă un an. Sper să ne vedem și la anul și să fim mai optimiști, pentru că eu și ca mine să știți că mai sunt oameni care cred că poporul ăsta merită tot ce e mai bun și că tradițiile până la urmă, dacă noi ne facem treaba și suntem pe urmele dumneavoastră, nu se va pierde. Speranța e și a mea, că nu o să se piardă de tot, însă, da, cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm să păstrăm cât mai mult din ceea ce a fost, că a fost frumos. Vă dorim succes în continuare. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru interviu și pentru prezența la Dale Dimineții la Hunedoara 1 TV. Și eu vă mulțumesc și mă onorează invitația noastră. Toate cele bune și să ne vedem și la anul cu voia lui Dumnezeu, tot la fel sănătos și boioși cât se poate. Și am revenit, dragii mei, cu o altă surpriză. Suntem, așa cum știți, la Vața de Jos. Cine credeți că e alături de mine? Ioi, Doamne, Rosi, dragă! Am ajuns acasă la Vlad Lință. Nu e la noi în studio, el e în studio în fiecare dimineață pentru că cele două DVD-uri sunt acolo, două CD-uri, cele două albume ale tale. Noi le păstrăm așa aproape de sufletul nostru. Vlad, dragă, odată felicitări, nu doar pentru astăzi, felicitări dăm în premieră, Vlad a luat bacalaureatul, ai absolvit cu nota 10 la matematică. Da, a fost o surpriză și pentru mine. Pot să zic că am muncit foarte mult, mai ales în ultima perioadă, dar și pe parcursul celor 4 ani de liceu și este o reușită. Dragii mei, el urcă pe scene, așa cum știți, merge la evenimente, eu nu înțeleg cum reușește, dar mai avem o mare realizare, tot în premieră la Dale Dimineții. Vlad a hotărât să se facă aviator. Este adevărat, în urmă cu câteva zile am aflat răspunsul, am fost admis la Academia Forțelor Aeriene din Brașov și voi urma specializarea de piloți în aviația militară. Îl felicităm și îl așteptăm în studioul Dale Dimineții cât mai curând să ne împărtășească din această experiență. Ce a însemnat această perioadă de pregătire pentru examenul maturității? Până acolo, astăzi suntem la tine acasă, la Vața și astăzi pe scenă, pentru că Vlad a coborât deja de pe scenă, o să vedeți imediat și materialul cu el, ai spus acolo niște cuvinte care au mers la sufletul meu. Bună seara, băținii mei! Vreau să vă vorbesc puțin despre ce s-a întâmplat în momentele anterioare pe scenă. Pentru că alături de mine au urcat pe scenă finalistii concursului Mariana Drăghicescu din Timișoara și cred că a fost un moment special pentru Comuna Vața de Jos, pentru că iată și cei din Timișoara ascultă taragotul de la Vața. Pentru că toată țara și cu oricine am vorbit și am spus că sunt din Vața de Jos, mi-a spus că da, că de acolo sună taragotul. Așa că haideți toți să ascultăm taragotul nostru din Vața de Jos. Și va fi mereu un om muncitor, un om care a ședat sufletul pentru toată lumea, a ajutat pe oricine i-a cerut
și a întins mâna oricui. Și vreau să-i acordați această pauză pentru că merită. Și nu zic pentru că e tata. Zic pentru că este un om pe care eu îl respect și îl voi respecta mereu. Pus acolo niște cuvinte care au mers la sufletul meu. Ai cântat o melodie, despre ce melodie e vorba și cui ai dedicat-o? Vreau să audă și telespectatorii. Pentru mine a fost un moment special, momentul de astăzi, pentru că nu de multe ori reușesc să spun cât de mult m-au ajutat părinții mei în cariera mea și în viață și stâlpul meu de susținere mereu a fost tata. Vreau să-i mulțumesc pentru tot ce am făcut pentru mine, pentru toate eforturile pe care le-a depus de fiecare dată. Astăzi am cântat o piesă în onoarea lui, pentru că merită și pentru că am simțit că este nevoie să-i aduc recunoștința mea în fața publicului și să aduc în fața oamenilor aprecierea pe care eu o simt pentru persoana care mi-a binecuvântat viața. Înainte să ne luăm la revedere, vreau să mai salutăm pe cineva cu care mi-ai promis că o să te însoțească la Dale dimineții. Există undeva în țară o domnișoară, pe cine vrem să salutăm? Iubire, vreau să te salut în fața publicului. Numele este Iulia Sârbu și de câteva luni, aproape jumătate de an, mi-a făcut zilele mai frumoase. Atât pot să zic, o să spun mai mult în emisiune, pentru că e foarte mult de spus și nu știu cum pot să restrâng toate cuvintele mele doar în câteva cuvinte acum sau doar într-o oră la emisiune. Dragii mei, da, trăim o poveste frumoasă de viață alături de Vlad Lință. Noi te felicităm, e un nume personal, echipa de la Hunedoara TV, Hunedoara 1 TV este mereu alături de tine și lângă noi mereu vei avea o familie, pentru că noi te iubim și îți dorim succes. Iar eu am făcut o postare pe Facebook după ce a postat, am spus felicitări, că era normal, zbor lin și de acum ne rugăm, dragii mei, să fie pace în lume, să-ți dea Dumnezeu să ai parte doar de timp de pace când vei urca acolo sus. Până, Doamne ajută! Iulia, te salutăm, te iubim, te așteptăm la noi și, dragii mei, rămâneți alături de noi pentru că mai venim cu alte surprize! Dragii mei, am revenit de data asta. Cred că ați observat că interviurile pe care le-am luat aici la Vața și pe care dumneavoastră le-ați urmărit în cadrul acestei emisiuni de ale dimineții, dedicate festivalului Taragotului de la Vața de Jos, sunt în spatele scenei, în culise, și bineînțeles că l-am căutat pe cel care... Să spunem așa, cu o oarecare timiditate, pentru că știu cu siguranță că nu-i place în fața camerei de luat vederi. Se simte foarte confortabil în spatele camerei de luat vederi, dar l-am convins să ne spună câteva vorbe. Câteva vorbe foarte faine, pentru că vreau să fie un alt fel de interviu. Acum vă rog frumos să nu mai fiți primarul Liviu Ioan Lință, să fiți acel om care se bucură de fiecare dată când deschideți sufletele celor de aici din Vața și nu numai, pentru că e plin de turiști afară din toată țara, astăzi la Vața, la Festivalul Taracotului. Ce simțiți dumneavoastră când vedeți atâția oameni aici la Vața, adorând această muzică tradițională? Bună ziua! Văd o mare bucurie în ochii oamenilor. Ca în fiecare an vin foarte mulți oameni de pe toate satele din comună și, cum a spus și dumneavoastră, foarte mulți turiști care vin aici la Vața Băi. Vin să vadă acest festival al Taragotului, care este unic în Europa și cred că trebuie să ducem mai departe acest festival.
Cred că și Consiliul Județean are o contribuție importantă la acest festival, pentru că fără sprijinul lor ne-ar fi foarte greu să organizăm un asemenea festival, pentru că este vorba de mulți bani. Domnul manager al Centrului de Cultură și Artă, care în momentul ăsta este pe scenă, probabil îl auziți în fundal, dragii mei, e un prieten al comunei Vața de Jos, pentru că de fiecare dată când i-ați cerut ajutorul, el a răspuns prompt. Știm că vă leagă o prietenie frumoasă, deja toată lumea știe că urcă alături de pe scenă, de, alături de fiul dumneavoastră. Știm că iubiți folclorul, deși de foarte puține ori vorbiți despre asta. Vlad, domnul Ciprian Roman, fac parte cumva din viața dumneavoastră de zi cu zi. Ce înseamnă pentru dumneavoastră folclorul autentic românesc? Ce înseamnă când, ce simțiți când îi auziți cântând pe scenă? Bineînțeles că folclorul are un loc aparte în inima mea, pentru că de mic copil mi-a plăcut folclorul și de mic copil am păstrat tradițiile vechi și eu, fiind crescut aici la țară, participam foarte des la toate festivalurile și la toate serbările, să zic așa, de când eram copil la școală, unde se cânta folclor, unde învățam primele cântece și de atunci am rămas cu această dragoste pentru folclor. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți, felicitări dumneavoastră, și domnul viceprimar e foarte implicat, salutăm și pe domnul Florin Băd și salutăm și pe cei din Consiliul Local, pentru că ei vă sprijină în aceste acțiuni, am văzut. Eu am fost și acum 2 săptămâni aici la Vața, așa cum am dezvăluit, și am prezentat Nedeia, dragii mei. Am spus și atunci, spun și acum, dorm liniștită, să știți că aici la Vața nu lasă nimeni să se pună praful peste lada de zestre. Felicitări! Mulțumim. Cui vreți să-i mulțumiți într-un mod așa mai special? Cine vă vine în minte în momentul ăsta? Cred că îmi vine în minte și Consiliul Local, pentru că are o contribuție importantă la acest festival și de fiecare dată au fost de acord cu propunerea mea pentru acest festival și nu numai. După cum ați spus, că în urmă cu 2 săptămâni ați fost la noi la Vața pentru o idee tradițională de la Vața și nu numai. Noi avem mai multe festivaluri, avem și colindele, avem și Festivalul Toamnei, deci avem o activitate bogată în folclor și în tradițiile noastre și, bineînțeles, vreau să mulțumesc și viceprimarului Florin Băt, care este alături de mine, și echipei din primărie, care ne sprijină mereu și care este alături de noi tot timpul. Felicitări, mulțumim, domnule primar, și vă așteptăm la noi. Eu vă aștept la Vața. Venim, promitem, pentru că vin aici la Vața cu foarte mare drag. Odată că există Nenea Perabulz, e la sufletul meu, mi-e tare dor de el, și a doua oară pentru că țin foarte mult la familia Lință. Mie, Vlad, mi-e la suflet și vă felicit în direct, l-am felicitat și pe Vlad, pentru realizările fiului dumneavoastră, care astăzi v-a dedicat acea melodie foarte frumoasă. Felicitări! Mulțumesc! Alături de mine un taragotist care deja nu cred că are nevoie de prea multă prezentare. Iubitorii de folclor autentic românesc știu cine e alături de mine în acest moment, Petrică Popa. Dar aș vrea să ne spuneți din ce zonă a țării veniți. Eu vin de la Oradea, acolo m-am născut, sunt bihorean 100%, dar iubesc toată țara și folclorul nostru muzical, care este atât de frumos și divers. Și da, pot să spun că n-a fost atât de pretabil pentru Bihor Taragotu, dar eu fiind vreo 25 de ani în orchestra profesionistă la Oradea, așa că am abordat din toate zonele. L-am iubit pe Luca Novac până la Dumnezeu și înapoi de când am deschis ochii, pe Dumitru Fărcaș, pe Pera Bulz, că dar am venit în țara lui aici. Adică, evident, dragostea față de Taragotă nu a schimbat cu nimic aspectele în care am zis că, bă, aș cânta la vioară. Nu, chiar dacă, să zicem, în Bihor predomină vioara. Eu am, mi-a fost drag Taragotul și mă străduiesc să redau cât se poate de mult, cu finețe,
stilul zonei respective din care cânt astăzi. De exemplu, am cântat cu Bihor, că așa am venit, un pic de Bihor, un pic de Sălaj și de la maestru Luca o doină și un joc de doi. Ne-au lăsat, înaintașii noștri ne-au lăsat atât de mult repertoriu, atâtea piese frumoase și mai sunt unele care ar trebui imprimate și ar fi extraordinar dacă am reușit să păstrăm totul ăsta atât frumos și nealterat. Sărbătoarea Taragotului este, cred că, un titlu foarte potrivit pentru ceea ce se întâmplă aici. Că dacă am spune Festivalul Taragotului, suna cam așa. Sărbătoarea Taragotului înseamnă că îi închin, îi dedice acea zi Taragotului în sine și chiar merită. Deși el este împrumutat, Taragotul ca și instrument, l-au făcut, a fost făcut la Budapesta de către Iosef Enzelșunda primul și apoi Janos Tovaser, dar cel mai bine s-a împământenit în România. Aici a luat cea mai mare amploare. Adică de prin 1909, vă dați seama că avem ceva anișori aici. Practic și lucrarea mea de licență este despre Taragot și am intitulat-o Taragotul, instrument popular românesc. Dacă are 100 de ani în România, putem să-l numim popular românesc. Deci, evident, sunetul tânguitor și tot parcă e făcut pe sufletul românului. Vă dorim succes în tot ceea ce veți face în continuare. Mulțumim pentru invitație, în primul rând, Centrului de Cultură și Artă a județului Hunedoara, managerului Ciprian Roman, acestei orchestre minunate care ne-a ajutat și ne-a susținut, maestrul Ionel Coza, primăriei Vața de Jos pentru primirea de fiecare dată, primire cât se poate de bine să fie. Chiar este, cred că este un pic prea mult pentru o localitate, că nu este mare localitate de Vața de Jos, ca să organizeze anumite chestii și este extraordinar. Și faptul că se a pornit de aici, de la maestru Pera Bulls. Avem nevoie de elemente din astea. Avem nevoie de oameni frumoși la suflet, oameni care au lăsat, au semănat prin sunete lucruri frumoase în urma lor. Și asta, acesta putem spune că este Pera Bulls. Deci pe mine m-a emoționat de fiecare întâlnire cu el, cu maestru Fărcaș, cu Luca Novac. A fost extraordinar. Deci e mai mult decât o sărbătoare. Este bucuria de a te întâlni cu oamenii. Cred că am fost lăsați pe pământ să ne bucurăm unii de ceilalți. Dacă nu reușim asta, înseamnă că ne-am întâlnit degeaba. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru invitație. Când spunem Taragot, spunem ce ne aducem aminte din copilăria noastră. Nu cred că este vreun român așa care a ajuns pe la vreo 20 de ani în sus, de la 20 de ani în sus, să nu știe când aude cuvântul Taragot și aș putea să spun așa, o să pun un egal, Dumitru Fărcaș. Îi păstrăm cumva cu o dragoste, cu o amintire plăcută. Nu e din Hunedoara, e acolo acasă la Cluj. Nu cred că s-a stins vreodată, pentru că sunt convinsă că românii îl poartă de fiecare dată în suflet pe Dumitru Fărcaș. Acum 2 ani, la Vața, am avut onoarea, plăcerea să o cunosc pe fiica acestui rapsod, să spunem, român, un maestru al Taragotului. Dragii mei, după 2 ani ne reîntâlnim cu Andreea Fărcaș aici, la Vața de Jos. A răspuns afirmativ atunci când a fost invitată, dacă nu mă înșel, de domnul Ciprian Roman. Da, da, bună seara tuturor și da, e o plăcere pentru mine să mă reîntorc la Vața. Sigur, mă bucur și mă emoționez de fiecare dată când îi ascult pe acești minunați instrumentiști care au aceeași pasiune, acest minunat taragot, acest minunat instrument cu sunetul lui tenebros, cum îi plăcea la tata să spună, și care duc mai departe muzica lui tata, muzica lui Luca Novac și a celor dinaintea lor. E o onoare și o plăcere să fiu aici. Ce ar putea să ne spună
Andreea Fărcaș despre tatăl ei. Cum ar trebui să-l păstrăm noi pe Dumitru Fărcaș, noi românii? Cred că toți cei care l-au cunoscut pe tata prin, fie prin muzica lui, fie personal, și-au dat seama că era un om cu totul deosebit. Era un om deosebit de cald, lucru pe care se poate auzi și prin stilul lui interpretativ, inconfundabil, zic eu, tonul taragotului lui care este unic, dar și ca personalitate. Tata a fost un om al oamenilor, a iubit oamenii, a fost foarte modest, foarte prietenos și toți cei care l-au cunoscut au numai cuvinte chiar de laude, că a fost foarte modest și foarte, foarte simpatic și veșnic, cu vorbe bune și cu povești. Era un om al oamenilor. El a fost făcut pentru asta, chiar. Chiar au avut toate calitățile unui mare artist, și ca și personalitate, și ca și... O și muncit foarte mult. Întotdeauna au studiat enorm. Tata din studenție studia 6, 7, 8 ore la Oboi, apoi a trecut pe Taragot și așa a studiat până la 80 de ani, să știți. Noi îți mulțumim că ești alături de noi de fiecare dată când ești invitat aici la sărbătoarea Taragotului, pentru că așa știm, când te vedem, știm că de acolo, din cer, Dumitru Fărcaș e aici, prezent, lângă noi. Îi simțim, dragii mei, spiritul, pentru că Andreea parcă nu renunță să ne aducă aminte când o vedem de marele artist care a fost Dumitru Fărcaș. Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru țara noastră, pentru că în călătoriile tale prin lume, America, Elveția și alte țări din Europa, nu faci altceva decât să lași amprenta noastră a românilor pe unde treci. Pentru mine e foarte important ca cultura noastră națională să fie reprezentată la justa ei valoare, pentru că direcția și în folclor nu tocmai este cea bună, dar încă mai există oameni care pun preț pe folclorul autentic, pe costumele autentice, și străinii sunt absolut fascinați de ele și cred că noi așa trebuie să ne prezentăm, să ne reprezentăm țara în afara țării cu cinste și onoare, pentru că chiar avem cu ce să ne lăudăm. Dragii mei, la deale dimineții, în această dimineață, deși filmarea are loc la Vața, în această zi de vineri, toridă, alături de mine, la microfon, este nimeni alta decât Felicia Stoian. Felicia, îți mulțumesc pentru fiecare cuvânt frumos pe care tu îl rostești pe scenă. De fiecare dată când noi te vedem pe scenă sau la televizor, pentru că tu ești un exemplu pentru noi, pentru cei care încercăm cumva să păstrăm ce tu faci de atâția ani de zile. Din nou la Vața, încă un an, și te rog să nu plângi. Da, bine te-am regăsit, Ioana, sufletului meu, bine v-am regăsit și pe dumneavoastră, oameni faini. Mulțam că intru în emisiunea ta la dale dimineții, chiar dacă înregistrarea este seara. Mi-aș dori tare mult să vin la voi de dimineață, e cam greu cu trezitul, recunosc. Da, încercăm să păstrăm tradiția și am învățat de la înaintașii mei și m-a binecuvântat Dumnezeu să-mi văd drumul. Și atunci când am intrat în televiziune, dintr-un redactor sportiv am ajuns redactor de folclor. Am pătruns cumva acest domeniu și m-am specializat, dacă pot spune așa, pe tot ceea ce înseamnă păstrare, promovarea culturii tradiționale. Mă regăsesc în acest lucru pentru că ne definește cumva ca neam, alături de credința în Dumnezeu și cântecul istoric ce ne leagă de vatra strămoșească. Cântecul folcloric este parte din inima românului, indiferent de unde am fi, că nici din Ardeal, că nici Bănățeni, că nici din Oltenia, deci nu are mare importanță. Trăirea pe care ți-o conferă cântecul popular, fie el cântec instrumental, cum este astăzi, și este mare bucurie, că dăm cezarului cel al cezarului,
taragotul a pătruns la început de secol 20 și asta o știe tătânatul, ca să zic așa, dar sunetul lemnului din care este făcut taragotul e un adevărat balsam și o alinare pentru sufletul omului. Alături de muzica instrumentală, cântecul popular românesc, care are conținut, mesaj, are poveste, o să râzi, dar poate să lecuiască. Știi? Doctorii ne lecuiesc trupește, iar cântecul lecuiește sufletul și ajută spiritul. Se spune că dacă mintea ți este bună și inima și sănătatea este la ea acasă. Faptul că voi vă aflați deja la ediția 12, sunt deja câțiva ani de când vin aici, mă simt ca acasă. Anul acesta, Ioana, trebuie să-ți spun că este o premieră. Am venit cu finaliștii, o parte dintre finaliștii Festivalului Național Concurs Mariana Drăghicescu. Iată, Mariana, în bun de zile, a cântat cu Luca Novac. Mariana Drăghicescu îl diviniza pe Pera Bulls, deși nu l-a cunoscut. A cântat foarte puțin pe scenă împreună. Și a fost un lucru cu totul și cu totul special. Faptul că mă aflu aici cu finaliștii, faptul că mi-au permis organizatorii ca ei să cânte două cântece din repertoriul Marianei alături de orchestra dirijată de maestru Ionel Coza. Alături de acești copii, de soliștii consacrați, iată, din Mehedin Solbuța Berbec, de la noi din Ardeal, Ciprian Roman, dar și tânărul Vlad Lință, care are un repertoriu deja fain și care deja evoluează foarte bine, mă bucur să-l văd și pe bănățanul meu, Viță Călțun Brancu. Doamne, ce bucurie este! Iată, și o pleiadă de taragotiști din întreg arealul transilvanean. Când spun arealul transilvanean, mă refer la, firește, la Ardeal și Banat. Unii dintre ei pentru prima dată. Iată, nu sunt aceiași invitați. Sunt colegi taragotiști foarte buni și ne bucurăm să-i avem în mijlocul nostru. Dar am văzut că organizatorii au adus și colegi care n-au mai fost până acum. Suntem la 12-a ediție. Doamne, mulțumim lui Dumnezeu și dorim să ne vedem și la următoarele ediții. Chiar dacă la următoarele ediții mi-ar plăcea să văd, de ce nu, alți prezentatori pe scenă și o să fiu chiar în public, chiar alături de tine ca și jurnalist. Ar fi foarte fain. Nu, Ioana? Am spus la Vața aici acum două săptămâni, am spus și Feliciei. Te-am pomenit aici pe scenă. Mereu mă pomenești și știu acest lucru. Mai îmi scriu urmăritori de noștri de pe paginile de Facebook. Iar a vorbit Ioana despre dumneavoastră. Mă bucur. Are fel o vorbă tare faină. O spui tu, te care rog? Că sunt mai multe. Nu știu la care aia, vă referi. Aia cu bănățenii și cu ardelenii. Da, bănățenii și ardelenii sunt frați dulci, așa cum bine au spus de secole moroșenii. Eu așa am evoluat, privindu-vă, dorindu-mi să duc mai departe tot ceea ce voi faceți. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, felii. Tuturor să ne dea sănătate și credință și iubire, căci Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ cu iubire pentru iubire. Și ne promiți că nu pleci niciodată și că rămâi alături de județul Hunedoara. Să știi că da, am avut posibilitatea cu ani de zile în urmă să plec la colegi la București și am fost onorată de acea oportunitate și de acea ocazie, însă am spus pas la propriu pentru că e mult mai bine, cred eu, pentru zona noastră, Banatul și Ardealul, Aradul, Hunedoara, Timișul și Cărașul, unde suntem arondați noi cei de la TVR Timișoara, să luptăm, așa cum ai zis tu, alături de Cipri de peste două decenii, să promovăm, să susținem cultura. Este nevoie. Un popor, dacă are cultură, are hrană. Dacă nu avem cultură, murim. Lada de zestre a noastră, a românilor, dragii mei, cu asemenea oameni, vă garantez că nu se va pune praful pe ea. Au grijă acești oameni deosebiți, cu suflete mari, să șteargă praful și să aducă tineri, pentru că sunt tineri. Oh, mulți, mulți și foarte buni, mulți și foarte buni. Și ne vedem în septembrie. Doamne ajută! La festival. Da, i-am făcut invitație la Cipri direct pe scenă. N-avea nici cea mai vagă idee ce se întâmplă în septembrie. A făcut ochii cât cepele din public când a auzit că va veni la aniversarea TVR Timișoara. L-am surprins. Mi se pare normal, așa e când ai prieteni jurnaliști. Corect. Îți mulțumesc încă o dată. Și eu, Ioana, și mulțumesc Rosi. Și alături de el lucrez de ani buni de zile. De ani buni de zile, ne știm. Să fie vreo 15, cred că. Pace și mai bine.
Rămâneți alături de noi, dragii mei, pentru că vom reveni. Nu plecați, că mai avem surprize. Să vedem pe cine am mai întâlnit la fața. Mai am o surpriză, dar de data aceasta nu-i spun eu numele. Las pe domnia sa să-și spună numele. Bună seara, sunt Ghiță Călțun Brancu și vin din zona de interferență a Banatului cu Mehedințul. Mă bucur să fiu pentru a doua oară aici la Vața de Jos, aici unde taragotul este sărbat ca niciunde în altă parte a lumii. Eu cel puțin eu nu știu să fie sărbat taragotul atât de frumos ca aici la Vața de Jos și niciunde taragotul nu sună mai frumos ca în Ardeal și ca în Banat. Ei, oi, doamne, vorba lui Feli, no, v-am spus eu că și la Vața sunt oameni faini. Ați venit la Vața la invitația cui? Am venit la invitația Centrului de Cultură și Artă Hunedoara și mulțumesc domnului director Ciprian Roman, prietenul și colegul meu de mulți ani, suntem colegi și prieteni buni, dar cântecul ne leagă și ne aduce împreună și sunt fericit pentru asta. E un prieten al emisiunii noastre, face lucruri minunate, noi știm asta pentru că ne întâlnim cu domnia sa destul de des și respectăm munca. Pentru că fără oameni așa ca dumneavoastră, ca domnul Ciprian Roman, așa la fel ca Felicia Stoian, care luptați, noi restul să nu uităm că folclorul autentic românesc e important pentru noi. Dragii mei, îi punem întrebarea că suntem la dale dimineții. De ce folclor autentic românesc într-o vreme sau în vremuri în care poate mai comercial ar fi fost cu totul alt gen de muzică? Eu am crescut cu folclorul în satul de unde vin eu, din Valea Bolvașnița, de lângă Băile Herculane, am crescut cu fanfara. Fanfarele au fost renumite în Banat și încă mai sunt. Am crescut cu muzica tradițională, cu folclorul bănățean, din zona de unde vin eu. Au plecat mari doinitori ai Banatului, Mariana Drăghicescu, Ana Pacatiu și Iosif Ciocloda și mulți alții. Deci eu am ales să merg pe acest drum, materialul nu este totul. Trebuie să lăsăm ceva în urma noastră și cred că folclorul este cel mai bun dar pe care putem să-l dăm generațiilor următoare. Care e cântecul care aduce o lacrimă în ochiul interpretului? Eu m-am născut cu doina și cred că prin doina transmitem noi românii cel mai bine emoția, bucuria, tristețea. Cred că în doi ne regăsim cel mai bine, dar melodiile noastre sunt toate, sunt frumoase. Mă bucur să fiu din nou aici pe scenă cu această orchestră minunată, sub bagheta domnului profesor Ionel Coza, celorlalți colegi care sunt instrumentiști desăvârșiți. Sună atât de frumos orchestra aici la Vața că aș fi rămas 2-3 zile. Dacă aveți un mesaj pentru hunedoreni, noi l-am aprecia. Ce ne urați? Drag, mă bucur că emisiunea este matinală și că iubitorii de folclor vor avea o dimineață frumoasă alături de cafeluță, ascultă și muzică bună. Eu am mulți prieteni aici în zona Hunedoarei, cântecul meu este iubit aici, ce să spun, vă iubesc și mă simt întotdeauna ca acasă la mine în Banat. Doamne ajută și să ne vedem cu bine! Dacă ați rămas alături de noi până aproape de finalul emisiunii, nu e finalul, mai avem puțin, mai avem niște surprize, dar am, dragii mei, o surpriză așa pe sufletul nostru, pentru că încă o dată a făcut o demonstrație de virtuozitate. Despre cine credeți că vorbim? Să nu uiți de tot ce a fost și a trecut. Dar, uite, ne pândește șeful culturii să vadă cum cântăm, cum vorbim. Dar zic că e foarte bine. Are grijă, domnul manager Ciprian Roman, de dumneavoastră. Am văzut că a fost din momentul de când ați intrat aici. Îmi stăpânesc, dragii mei, foarte greu lacrimile, pentru că mereu am așa emoții lângă un astfel de om care ne demonstrează că mintea
și sufletul cumva, nu știu, ne neapăra. Am promis doctorița mea, care e o scumpă și asta. Deci pe aia, într-o săptămână, ai să zbori iară. Știa ceva secrete de acolo, că totu-i, toate analizele mi sunt foarte bune. Dar durerea asta care mă apasă la mers, asta mă termină. Și eu nu s-o obișnuit cu de-astea, ori bei, ori șez. E o vorbă de bătrâni. Bă, ori te duci ca lumea pe drum, ori stai în banca ta, zice. E o regulă. Nu s-a lăsat astăzi și a venit la Festivalul Taragotului, deși sănătatea e un pic șubrezită, dar a venit, dragii mei, la Festivalul Taragotului. Am văzut aici la Vața, la domnia sa acasă, pentru că așa cum spun de fiecare dată, aici la Vața de jos, suntem acasă la Perabulz, suntem acasă și suntem în țara Taragotului. Îmi tot spun oamenii ăștia că Taragotul nu e de aici, dar aici, la Vața de jos, parcă e un regal, un festin adus acestui instrument. Eu când m-am născut, după câțiva ani am început să pricep și eu muzica, că am luat vioara prima dată. Aveam un învățător care era cu vioara, ca pe toți învățătorii, știi că făceau și zice, bă, tu ai auzit de șoica de la Târnavă? Ce să aud eu de asta? El a fost, o cânta pe front, o ieșit din tranșee cu torogota și o cântat și toți au lăsat armele jos și au stat mai mult de un ceas și povesteau și se pupau și își păstrau, își aduceau aminte de al lor. Eu încerc, nu neapărat, să aduc de fiecare dată când am ocazia în casele oamenilor, în casele hunedorenilor și prin intermediul internetului, în toată lumea asta, așa cum ne-ai făcut dumneata le mândri de fiecare dată când ai mers departe de casă și ai pus cumva România pe harta lumii. Nu pot să te uit de la emisiunea ce ai avut-o cu Ciprian. Și când ai vorbit de Neapera și nu știu ce, și îți mulțumesc din suflet că nu m-ai uitat. Și că vorba aia, și noi la rândul nostru nu te uităm și te apreciem foarte mult, pentru că e mare lucru să ai pe cineva care te ține minte și cu toți băieții cu care lucrezi. Așa, știi, m-am atașat de voi și mi-e drag și tot am zis că trebuie să cântăm sub un pom care încep să-i cadă frunzele. Asta va fi toamnă. Cântăm Neapărat, Rosi ne promite. Rosi, îl salutăm, e alături de noi, dragii mei. Toate materialele de astăzi sunt datorită lui, pentru că cu foarte multă răbdare Rosi e alături de mine de fiecare dată și în studio și pe teren. Neapărat, eu îi mulțumesc la Dumnezeu că mi-a oferit acest dar să fiu contemporană cu Matale și îți mulțumesc pentru toată puterea și încrederea pe care ne-o dai, pentru că atunci când te vedem știm că noi nu avem voie să spunem că suntem obosiți sau că nu ne iubim țara sau că nu iubim folclorul autentic românesc. Să-ți dea Dumnezeu sănătate! Mulțumesc din suflet și ce să ne dea sănătate la toată lumea. Că eu când acum am început să o simt și eu ce înseamnă sănătatea, dar să știți că valorează foarte mult. Foarte mult valorează să fii sănătos, să poți umbla, să poți... Așa de... N-am probleme, dar cu mersul ăsta mă doare piciorul când pășesc. Ne-a promis doamna doctor că face bine, dragii da. Mei, și o să ne bucurăm încă mult timp. În săptămână au zis că nu mă mai cunoști vățării mei, zice. Nu te mai cunosc când mergi, că doar mi-am luat-o din aia o... cârjă, cum îi zice, o bocioacă din aia. O bâtă. O bâtă. Și zice că eu luasă bâta care mergea băiatul care l-am eu acolo la vaci. Și pe acolo, pe acasă, zice, tai, ticule, să nu te mai văd cu bâta asta. O salutăm pe Diana, îl salutăm și pe Darin, nepotul unui Neam Perabuz. Îi mulțumim că are grijă de
tezaurul nostru uman viu și bineînțeles că îl iubim și îl îmbrățișăm și poate că o să-l vedem și alături de noi în această dimineață pe fiul lui Neapera, care astăzi s-a ridicat de pe scaun și acolo pe scenă a venit alături de dumneatale. Îl salutăm pe Jenel Bulls. A fost un moment înălțător, aș putea să spun. E mare lucru să ai familie care te iubește, pentru că și eu la rândul meu sunt alături de ei și îi iubesc foarte mult. Și sufletul meu întotdeauna e pentru familie, pentru ei, pentru oamenii dragi. Că nu pot, de exemplu, eu cu voi să vă bârfesc sau nu știu ce. Nu! Sau să vă... Că de ce-i lauzi? Atâta. Pe ăia, pe ăia, că îți deamuri cu tine, că îți nu știu ce. Nu, dragă! Pentru că iubesc, că știu să se comporte în viață, cu noi, cu prietenii, cu o familie, cu oamenii. Cu... E mare lucru, că de multe ori mi se ia graiul când mă gândesc. Dar așa suntem noi ăștia mai sentimentali. Știu că mi-ai povestit despre tinereța ta și despre tăticul și despre... Așa vedea lacrimi în ochi, pentru că și eu tot așa am fost. Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci, Neapera. Și noi, și eu vă mulțumesc și aștept să stăm mai liberi, așa, mai liniștiți. Promitem să rămânem alături de Neapera Bulls, promitem să vedem cum se însănătoșește și promitem să-l aducem cât mai des aproape de noi, pentru că e aproape de sufletele noastre. Rămâneți aproape de noi, că încă nu s-au terminat surprizele. Mai avem! Vă doresc tot binele din lume și mari mulțumiri pentru că sunteți alături de toată lumea și apreciați ce-i frumos și ce-i bun. De multe ori v-am văzut cu artiștii. Domnule, și care, dacă greșește unul, îl încurajați și îi spui, tot a fost foarte bine. Mulțumim. Apreciez din punctul ăsta de vedere. Face mult pentru noi și ne dă curaj. Mulțumim la Dumnezeu că avem astfel de oameni minunați pe lângă noi. Doamne ajută și rămâneți aproape de noi, că noi suntem pe aici, mai vedem ce se mai întâmplă la Vața. Dacă încercam să fac asta, nu mi-eșa niciodată, dar Dumnezeu lucrează prin oameni. Suntem la Vața, știm deja asta, pe Neapera am stat deja de vorbă cu el, dar am în față trei bărbați hotărâți, familia Bulls. Dragii mei, Darian. Da. Darin. Darin. O să mă corectez, să știi că eu sunt... Darin. Darin Bulls, da. Neapera, să te aud așa cum. Cum? Cine ești, Matale? Pera Bulls, care a umblat pe drumurile lui Arsene Boca, Sfântul Ardealului. Și deja știm Jenel Bulls. Da, Jenel Bulls, care umblu și eu pe drumurile lui taică-miu. De ce ți-am zis că am umblat pe drumurile? Pentru că acolo m-am născut și eu. La Vasa de Sus, satul natala lui preasfințitul Arsene Boca. Jenel, astăzi, la un moment dat, te-ai ridicat de pe scaun în momentul în care tatăl tău a cântat, a desfăcut acel taragot. Nu înțeleg cum îl desface și tot o să vin odată aici la Vața să-mi arate cum desface taragotul. Te-am văzut că te-ai ridicat, am văzut emoția cu care ai cântat astăzi alături de tatăl tău. Era normal să mă ridic și să fiu alături de el, să-l ajut cât pot și că și el m-a ajutat pe mine. Și e momentul să fiu și eu alături de el. Să știi că tată, bunicul tău vorbește foarte frumos despre tine. Nu știu dacă ai urmărit emisiunea cu tatăl și cu bunicul. Am urmărit, știu. Mă apreciază foarte mult pentru că sunt întotdeauna alături de el și încerc să-l ajut cu tot ce pot. Că l-ajuți fizic, el ajuți fizic, dar eu cred că foarte mult contează pentru el dragostea pe care o port, da, tot timpul sunt alături de el. Cel mai mult contează asta și parcă de azi până mâine parcă e un drum lung dacă nu ne întâlnim.
Și atunci avem noroc în telefoane. Ce faci, Dărinuț? Bine, tati dragă, bine. Bine, bunicule, bine. No, bine că e bine. Dragii mei, am mai sta cu ei. Noi vă dorim multă, multă, multă sănătate și sper să ne revedem curând. Promit să vin la Vața să-mi arătați de ce desface Staragota, la că ultima dată mi-a zis că în ciuda lui Bogdan Toma. Bogdan Toma, dacă tot îl pomenim, transmite-ți salutările mele, un mare artist, un om de omenie în caietul ăla unde se scrie mai multe treburi și om de mare omenie. Și ăsta e adevărul. Și vă mulțumim și dumneavoastră pentru sprijinul și pentru că sunteți alături de noi tot timpul. Și pentru emisiunile frumoase care le faceți. Genel, dragă. Dragii mei telespectatori. Mulțumim. Asta nu știu cum să vă explic. Mă fac să mă simt rușinată. Pentru că eu nu pot să spun decât mulțumesc eu vouă pentru tot ce faceți, pentru că duceți mai departe tradițiile, pentru că îl susțineți pe acest om minunat care va rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre și o să-l păstrăm în suflet. Dragul meu, îți doresc multă putere să fii alături și sunt ferm convinsă că ești un tânăr minunat, pentru că atunci când crești lângă Pera Bulls și lângă Jenel și lângă Diana, o salutăm pe această cale. Acolo. E aproape și ne ascultă, ne fură cu urechea. Diana mereu e prin preajmă, dragii mei, poate o convingem odată să vină și în fața camerelor. Noi vă mulțumim pentru tot ceea ce când faceți. Când să mai înțelegem salat cum se desface taragotul, o să o cunoști mai bine pe nevastă mea. Când să vezi cum strigă la mine, Pera, fii mai atent, fii mai așa, nu știți. O salutăm și îi mulțumim pentru tot ce... Nu vrea să vină alături de noi, se ascunde. Sau e poate rușinoasă. E rușinoasă. N-a trecut multă vreme, dar v-am spus că plec la Vața. Așa cum a fost și acum 2 săptămâni. L-am avut și invitat în platou, dar astăzi l-am găsit din nou la Vața de jos. S-a încheiat spectacolul, a coborât de pe scenă și totuși stă de vorbă cu noi, domnul profesor Ionel Coza. A fost un adevărat regal artistic astăzi la Vața de jos. Felicitări! Mulțumesc! Orchestra a fost la cel mai înalt nivel. Totdeauna la Vața se întâmplă un astfel de lucru. Este un regal de taragoate, pentru că este instrumentul, spuneam și emisiunea ta, că este instrumentul care trebuie să știi să-l stăpânești foarte bine. Și iată, aici au fost 15 taragotiști care s-au întrecut, nu neapărat la propriu, s-au întrecut în a exprima cântecele și melodiile din zonele lor unde au venit. Din Maramureș, din Satu Mare, din Banat, din Ardeal. A fost chiar așa o seară minunată și publicul totdeauna apreciază acest gen de spectacol la Vață. Astăzi, alături de dumneavoastră, au urcat pe scenă 2 dintre tinerii taragotiști pe care dumneavoastră îi creșteți așa cu multă, multă răbdare. Da, cresc și vin din urmă și mă bucură lucrul acesta, pentru că totuși folclorul românesc are resurse nebănuite și atât că vin tinerii care aduc și ei din resursele care le stăpânesc, le aduc melodiile pe scenă și chiar le-au stăpânit în seara aceasta în spectacol, am bucurat tare mult pentru ei. Sper la anul să, și îmi doresc la anul viitor, să vin cu 2 alți tineri care acum încep cu taragotul și m-aș bucura tare mult să-i văd pe scenă. Câte partituri ați citit în spectacolul de astăzi? Așa, păi, le știți? Păi nu, n-aș putea să vă spun numărul lor, dar au fost 15 instrumentiști care au avut fiecare câte 3, 4, 5
piese, apoi au fost soliști vocali, 4 soliști vocali cu încă 4 melodii fiecare, se adună. Nu putem să nu-i lăudăm, nu putem să nu aducem cuvinte de mulțumire instrumentiștilor care au fost alături de dumneavoastră astăzi. Orchestra. Orchestra, care sunt colegii mei și pe care îi apreciez și îi iubesc tare mult, pentru că tot timpul avem colaborări frumoase cu violoniștii, o parte din ei din ansamblul Drăgan Munteanu, alții de la Doina Gorj, de unii de la Cluj, și am făcut așa o formulă care se sune foarte frumos. Vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Vreau să vă spun doar atât că ceea ce ați văzut în cele 4 ore de spectacol astăzi au fost înainte de la în jurul amiezei, încă vreo 6 ore de repetiții și poate ar mai fi trebuit să mai fie câteva, dar totdeauna le facem așa, să cu multă atenție, și nu vrem să dăm greș niciodată cu instrumentiștii pe scenă. A fost așa o muncă asiduă de la 12, când am început repetițiile, până acum când am terminat spectacolul, la 10, sunt 10 ore. Nu mai vorbim că a fost caniculă, dragii mei, și o căldură infernală, deși e umbră aici la fața, în fața căminului cultural, în fața primăriei a căminului cultural. Căminului cultural, da, este umbră, a fost umbră, dar na, temperatura a fost peste 30 de grade și scena fiind și acoperită a fost așa un efect de seră și mai pronunțat. Ne vedem în 2025, dragii mei, tot aici la Vața de Jos. Să sperăm că tot la fel de sănătoși și tot la fel de binevoitori. Ar mai fi multe de spus, ați făcut încă o dată, m-ați făcut încă o dată să plâng astăzi alături de Nenea Pera, Bulls pe scenă și da. De Jenel. Dar sunt amintiri care vor rămâne pentru totdeauna în suflet. Am fost pe la Pera zilele acestea, să repetăm. Am încurajat, oare să mă întreba, să vin? Vii, uite acolo să te susțin, o să fiu lângă tine și o să vezi că o să fie tot ok. Și într-adevăr, m-am bucurat tare mult când am văzut că a apărut, că mă uitasem la ceas, știam că trebuia să vină, zic, începe Jenel, zic, că n-a apărut, nu. Și când am văzut că a apărut, m-am bucurat tare mult și am făcut așa semn de încurajare și am înțeles și... Și ați văzut pe parcursul emisiunii despre ce vorbim, pentru că i-ați văzut pe cei doi pe scenă, o prietenie frumoasă pe care o împărtășesc, și toți trei pe scenă, pentru că la un moment dat s-a ridicat și Jenel. Cuvântul mulțumesc este prea sărac, dar eu îl spun, da, și pentru că e un cuvânt simplu și așa sărac, îl spun de mai multe ori, poate se mai, nu știu, mai crește în valoare. Mulțumesc pentru tot ceea ce faceți. Tot, dragul, și eu vreau să spun că toți teragotiști, între toți teragotiști există astfel de prietenie, astfel de prietenie. Aici nu venim cu, cum să zic, o să ne demonstrăm fiecare ce cât putem și potențialul, maximul potențial care avem fiecare, venim să prezentăm cântece și să sune teragotul. La fiecare sună teragot într-un alt fel, mai plăcut poate la celălalt, mai frumos la altul, mai... Nu știu. A fost o seară în care ne întâlnim aici și ne bucurăm tare mult că ne întâlnim așa mulți teragotiști la un loc. Dragii mei, alături de domnul profesor Ionel Coza, ne luăm la revedere. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce... faceți acolo, acasă, așa cum le mulțumesc și celor care urcă pe scenă. Le mulțumesc celor din orchestră, au dat dovadă de curaj, au rezistat eroic și fără pauză, au fost minunați. Sperăm să avem parte doar de astfel de evenimente frumoase, pline de căldură, așa cum a spus Felicia Stoian în această dimineață în emisiune. Muzica ne hrănește sufletele și ne vindecă, dragii mei, acolo unde, din păcate, boala ne încearcă. Vă mulțumesc și vă felicit că sunteți niște promotori ai folclorului, până la urmă. Peste tot sunteți prezenți atunci când avem activități, cel puțin unde am fost eu prezent, am văzut prezent și asta mă bucură. Vă mulțumim mult de tot. Aici ne luăm la revedere. Nu uitați, dragii mei, că ne revedem mâine dimineață, tot aici, tot la Hunedoara Mânt TV, tot la Dale Dimineții. Și nu uitați, vă spun de fiecare dată, atunci când noi dăruim iubire, așa cum ne dăruiesc acești oameni, cu siguranță primim înapoi la fel de multă iubire, poate de multe ori
dublu sau înzecit. Fiți buni, dragii mei, dăruiți din sufletele voastre, pentru că cu siguranță, cu siguranță Dumnezeu la un moment dat va întoarce înapoi iubirea pe care o dăruiți. Până mâine dimineață, eu vă spun simplu, vă iubesc! Revedere!